Cum conformitatea cu prevederile articolului 133 aliniat 1 litera A, articolul 134 aliniat 1 litera A și aliniat 5, prin dispoziția primarului 36 din 18 aprilie, a fost convocată ședința ordinară a Consiliului Local pentru luna ianuarie 2024. Rog doamnele și domnii consilieri care au interes personal de natură patrimonială, care ar putea să ne influențeze obiectivitatea, să se abțină de la deliberare și adoptare. Vreau să vă aduc la cunoștință că toate proiectele de hotărâre sunt însoțite de rapoartele de specialitate și avizele consultative ale Consiliului Local. Nu cred că lipsește nimeni. 15 prezidenți. Domnul președinte, vă rog să dați citire la ordine de zi. Proiectul ordine de zi, a ședinței ordinare a Consiliului Local de Giu, din 23.1.2024, ora 30. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din 28.12.2023. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local de Giu, din data din 9.1.2024. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru semestrul 2.2023, și stabilirea programului de măsuri pentru eficientizarea acestei activități. Inițiator, primar Ierenică Ciuclean. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile februarie-aprilie 2024. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personal ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2023. Inițiator, primar. Proiect de hotărâre pentru aprobarea programului de acțiuni privind gospodărirea, întreținerea și curățenia localității, care se va desfășura la nivelul unei regiuni în anul 2024. Inițiator și primar Ierenică Ciuclean. Proiect de hotărâre privind aprobarea divizului general actualizat după semnarea contractului de execuție lucrări pentru obiectivul de investiții reabilitare școală stradă Răgugești, Comuna Hidegiu, județul Bacău, aprobat pentru finanțarea prin Programul Național de Redresare și Reziliență, componenta 10. Fondul local, precum și asumii reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. Ia la rubrica numărul divers. Cine este pentru? Supunem spre aprobare procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local de Regiu din data de 28.12.2023. Cine este pentru? Numărul 2. Numărul 2. Aprobarea procesului verbal a ședinței extraordinare a Consiliului Local de Regiu din data din 9.1.2024. Cine este pentru? Numărul 3. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru semestrul 2.2023 și stabilirea programului de măsuri pentru eficientizarea acestei activități. Semestrial se face un raport statistic al situației datelor de înscriere în registrul agricol și un program de măsuri pe care dumneavoastră le-ați vizualizat în cadrul Comisiilor de Specialitate. Dacă să discuți pe această temă sau putem vota? Cine este pentru? Numărul 4. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile februarie și aprilie 2024. Și supliantul acesta. Și supliantul acesta. Cine a fost? Da, merge la reducerea forței. Au fost în 3 luni. Februarie-aprilie. Acum mai și vorba de februarie-aprilie 2024. Februarie-aprilie. Eu cine am? Cine stă la urmă? Are de ales. Cine este pentru? Un supliant. Un supliant? În casc român. Numărul 5. Proiectul de hotărâre privind aprobarea raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personal ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2023. Dar sunt discuții pe tema aceasta. Supuneți spre aprobare. Cine este pentru? Numărul 6.
Proiect de hotărâre pentru aprobarea programului de acțiuni privind gospodăria, întreținerea și curățenia localității, care se va desfășura la nivelul Comunei Regiu în anul 2024. Discuții pe această temă, dacă avem una din partea consilierilor. Să punem spre aprobare? Cine este pentru? Numărul 7. Proiectul hotărâre privind aprobarea decizului general actualizat după semnarea contractului de execuție lucrări pentru obiectivul de investiții reabilitare școală SAD Drăgucești, Comuna Regiu de Bacău, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Redresare și Reziliență, componenta 10. Fondul local, precum și asume reprezentând categorie de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. Dar dacă îmi permiteți să opriți de câteva cuvinte, e vorba de școala Drăgucești, și tratul de reabilitare pe PDRR, pe componenta 10, lucrările sunt în grafic, destul de înaintate, avem o firmă de oameni chiar începuți, care vor să o scoată la capăt, să la început, nu știu de unde îți vedeți, la Secuieți, să Lucești, nu știu exact. Știu că au schimbat și acoperișul, s-a intrat pe interioare, dacă dă Dumnezeu, cred că suntem în grafic și la 1 iulie, așa cum e contractul finalizat. Dacă sunt discuții pe această temă. Am și o întrebare. Deci acoperișul, da, sunt de acord, deci totul, dar e de jos, de partea de jos, la cei principal pentru copii, partea sanitară, instalații, deci asta se schimbă la tot? Totul. Nu numai acoperișul, acoperișul e sigur pentru orice. Va fi toate schimbate, o să fie inclusiv o... De cele care sunt mai importante, cu centrala, cu aia, magazia, îți face frumos, îți face condiții bune. O pompă de căldură... Nu ca pompă, ca condiții, ca... Ca condiții. Ca sete. Da, domnul Consiliu. Vor fi făcute și conform normelor. Și a proiectului... Normă, m-am mic. N-am văzut cum 4 ani. 4 ani de zile când sunt consiliu, n-am văzut o normă ca lume. O să vedeți la anul acolo. Chiar sunt curios. O să mai noi și mai chiar sunt curios și cred. Da, școala va fi modernizată de la pardoseală până la acoperiș. Nu pardoseală, ceea ce funcționează. Instalații sanitare, instalații de încălziri, instalații electrice, toalete interioare. V-am spus, vă fi și o pompă de căldură. Și toaleta exterior, toaleta exterior, luați în considerație că placa de la toaleta de exterior este crăpată. Vă zic de acum. Deci, din constatarea mea, când am fost în comisia aia... toalete la interior. Eu cred că vorbesc românești. Am spus că vor fi toalete... Dar n-am văzut și atunci când am văzut românești, care n-ați vrut să mergeți la fața locului, măcar să vedeți. Tocmai de aia am băgat o reparație. Tocmai de aia am băgat o reparație, cred că este intervenție. Și băgat o reparație. Ce vreau să fac? Nu am mers fără autorizație de funcționare a centralei alea acolo. Ce să spune? Nu vă vedeți în ziua de astăzi că ați avut autorizație de funcționare pe centralele alea acolo la școala Drăgucești? Nu-i treaba mea, domnule. Nu spune, domnule. Cine conduce comuna asta? Tocmai de aia școala respectivă a fost băgată în reparație, ca să știți că era nevoie să fie modernizată și reabilitată. Să dea Dumnezeu să o facă. Să dea Dumnezeu să fie bine. La Dumnezeu. Da, haideți dacă vă scrieți discuții. Da. Dar și vreau să întreb... Ajutați-o pic, doar băi. Uite la întrebarea următoare. Da, ținând cont că este și finanțată din bugetul local, e o cofinanțare, da? Avem bani, trebuie să se prindem, să-i finalizăm, că e o sumă mărișoară, 2 miliarde. Vom prinde în bugetul pe anul 2024 cofinanțarea pentru această școală. Da. Și totuși, facem reactualizarea devizului după ce s-a făcut, după ce s-a început execuția, din ce motiv? Eu trebuie aprobat zicatorii tehnicului poporului, nici așa cum a fost citați. Pentru că valoarea inițială a proiectului a fost mai mare, iar prin citație... Dar ei n-au licitat de vizul care era? Da, dar au venit cu valoare mai mică. Au venit cu valoare mai mică prin citație. Și acum facem actualizarea indicatorilor pe valoarea cu care s-a semnat contractul de... Valoarea a fost 1 milion... Valoarea a fost mai mică, valoarea a fost mai mică, s-a făcut mai mare și s-a urcat... Nu, a fost valoarea mai mare și acum va fi mai mică decât uite. Adică prin licitație suma a scăzut. Da. A primat valoarea cea mai mică, prin lângă celelalte condiții puse la licitație. Dar o să fie și de dispoziție de șantier să crească valoarea după ce s-a încălcat. Acum, probabil, indicatorii tehnici la faza respectivă. Dacă vor fi lucrări suplimentare, vor fi aprobate în Consiliul Local și vom ține cont la începutul anului să bugetăm fiecare capitol în parte și fiecare investiție.
Dar cum vrea de unde, bineînțeles. Dar vreau să întreb, ești un singur, a spus că o să fie o pompă de căldură. O să încălzească toată școala sau mai parte? Pompa de căldură, pompa de căldură va fi o sursă suplimentară a sursei pe lemn. Se va modifica, se va, de cât știu eu, se dărâmă dacă nu mășesc magazinul și se construiește o altă magazin, dacă, aceea din spate, eu nu știu mai bine că a fost multe pe lucrare. Se va merge și cu o încălzire pe solid, pe lemn, ca și până acum, plus pompă de căldură, pentru că era o condiție prioritară, ținând cont că toate proiectele pe linie au fost cu parte verde, acea pompă de căldură e... Tocmai exact ca și pe partea verde se dau sunt bani. Da, de asta vreau să zic. Poate se pot mai mult, poate că e și mai... Nu mai putem prinde nimic ce-a fost. Poate la alte școli, poate la... Da, la alt proiect, în cazul altul proiect. Exact, la alt obiectiv, alte proiecte în comună are... Da. Acum mai sunt discuții, cine este pe drum? Avem rubrica diverse, dar mă rog cu rubrica diverse. Cine se înscrie pentru... Domnul Stoica? Da. Prima problemă, vreau să întreb cât am alocat anul trecut banii pentru cazul special sau pentru un... Pentru cazul special care am alocat, 2-a, 3.000 de lei. Aveți idei? 3.000, aveți. Da. Sau... Au ajuns sau nu? Dat? Nu. N-au fost bugetați. Îmi permite să completez întrebarea. De ce am dat hotărâre de Consiliu anul trecut? Pentru că pe mine efectiv sau pe fata ați îmburcat-o. Pentru că aș fi putut ajuta-o eu din alte surse. Faptul că noi am dat această hotărâre și am spus că o ajutăm anul trecut când am dat hotărâre, am crezut că se rezolvă și că a fost ajutat anul trecut. Fata, într-adevăr, n-am primit niciun ban. Nici din alte surse n-a fost ajutată. De ce am dat hotărârea anul trecut? Și și de ce am dat? Și în discuția care am avut-o acum în luna ianuarie. E generică. În luna ianuarie putem să... Dar hotărârea nu era dată pentru anul 2023. Vorba de anul în curs, 2023-2024. Dar a fost era un regulament prin care... Tată, să dăm atunci, dacă tot... Nu erau bani. Tot trebuie de Consiliul Local, am sperat la sfârșitul anului că va fi rectificat de buget și vă putea să o plătim în decembrie, nu s-a putut în decembrie, din luna ianuarie, pentru că în luna ianuarie putem plăti partea aceea de buget pentru 2024, inclusiv... Da, vreau să vă spun dacă nu știu, eu știu că e și plătită, nu știu, contactul... Eu nu știu. Deci am vorbit-o cu toată, putea rog turistul cu toată plătită acasă? Era buget. Era buget, da. Da, dar tot avea nevoie și... Dar oricum îi va... Ajutam și anul ăsta, dar am zis că fiind ajutată de Consiliul Local... Deci copilul va fi ajutat, acel proiect de hotărâre se referea la anul școlar 2023-2024, nu doar pentru 2023, adică la sfârșitul anului decembrie se încheie subvenția, sau cum se numește, ajutorul din partea Consiliului Local. Cu siguranță, eu din câte știu contactul, am avut discuția asta, nu spunea din nou, pentru că 3.000 de lei au fost pentru anul școlar 2023-2024, nu s-a încheiat la 31 decembrie. Am avut discuții cu fata în sensul ăsta, eu nu știu, mi-am spus contactul să fie acum anemoare. Nu știu, sigur, o să mă... Dar mi-a plăcut astăzi, o să plăcească zilele astea, sigur. Da. Eu cred că a fost scăpare și a noastră în decembrie, când găseam răspunsul și decembrie, nu știu care a fost. Nici unul chiar mi-a scăpat, sincer, mă spun, pentru că mare, o să mă... Eu zic că se găseau 3.000 de lei, pentru că mi-a scăpat. Vreau să întreb Adrian Bogdanu, mai e? Mai crești? Da. Da, îi plătim 3.000 de lei pe lună. Crești pe banii noștri, știi, că vrei să știi. Tocmai de fapt. În afară, de asta vreau să vă mai... Să vă mai sugerez că a fost zilele astea, și nu trebuie să facă frumos, dar astea de lume mai sunt... Mai sunt câteva cazuri. Dar chiar nu are geamuri, nu are casă de răpânată și doar așa. Serios? Da. Care? Deci, de ei. Mă gândesc, nu mă special la noastră astea. Vara poate să mă aștept cum mai stă. Vreau să vă spun că la începutul anului ăsta am dat pe 1.700 de lei ca ghiță, că ghiță de pe încercare. Nu pot să vă spun. Auzi ce spune domnul primar, că au primit 1.600 de lei ajutor de încălzire.
La începutul lunii ianuarie. Ce la bufere? Păi, ce la bufere? Bugetul, eu cred că îl vom avea undeva până la sfârșit, până la mijlocul lui februarie. Pentru așa. Vașcă, vasă, luați în cap. Mă fac un pic organizarea centrului la Dragicești. Pentru cum am auzit. Discuit cu bani, toată lărgirea asta. Da. O să vedem. Bugetul vom discuta tot împreună ca de fiecare an. Ce pot să vă spun eu acum în ianuarie 2024, un anul ăsta care urmează și care suntem cu toți pregătiți pentru el, și voi și noi, va fi un an foarte, foarte greu, iar din punct de vedere financiar ne va fi foarte greu să facem foarte multe investiții în 2024, chiar dacă este un an de curaj, poate până acum se muncea mult în 2024 pe lucruri de-astea minore care ieșau în noi. Noi anul acesta o să avem foarte nevoie de foarte mulți bani pentru cofinanțare. Avem cele două mari proiecte care sunt consumate undeva 10 milioane de euro, și aș mă refer la apa și canalul cu Târgujești, pregătirea plus gazul, pe care eu nu-mi permit să le pierd pentru niște biscuiți care o să am. Dacă vom avea capacitatea și puterea de a achiziționa și acei biscuiți, ca să vă încerc cu siguranță să rezolvăm și problema asta din centru. Dar, vă spun sincer, și pot să mai fiu ales primar în toamnă, nu știu dacă mă interesează în momentul ăsta, dar mi-aș dori enorm și îmi doresc enorm și vă spun adevărul, ca la pregătirea, să se înceapă apa și canalul, pentru că este nevoie neapărată și trebuie obligatoriu început această lucrare vis-a-vis de ceea ce se întâmplă astăzi. Scuteam cu fratele meu acum 3 ore și spunea că pânza freatică, cu toate că au plouat în ultimul timp și au mai și nins după 2-3 ore, a scăzut cu 70 cm la Helegiu, că au și furat de care măsoară, lucru pe care nici cei de la apii românii nu îl înțeleg. Totuși, scăderea este foarte mare, 60 metri nu e puțin deloc, în situația în care acele foraje au undeva vreo 13 metri sau 14 metri adâncime. Deci, nevoie de apă, vara asta, dacă va fi la fel de căduroasă, o să fie și mai secetoasă și atunci cred că acea investiție este prioritară. La fel ca și gazul, urmând ca apoi celelalte lucruri, noi știți foarte bine, cam toate străzi din Comuna Hilegiu astăzi au proiect mai puțin o parte dintre care nu au finanțat, dar și Ciorea de Jos, și Munteni, și Costea, și Bălan, și Baciului, și Busuiocilor, sunt proiecte finalizate. Dacă reușim să trecem calendare pe acolo și cu apa și vom găsi și resurse financiare, pentru că nu sunt resurse financiare și nu sunt la Hilegiu, nu sunt nicăieri banii să... Să vorbim ce la vreau. Doamna Geaburi, vreau să ziceam. Da, vreau să vă întreb, a spus că microbusul școlar merge pe vale. Microbusul școlar nu merge pe vale sau în niciun caz nu merge până la școala după vale. În condițiile în care au fost temperaturi de, nu știu, minus 17 grade cel puțin, de că acolo au fost și minus 20, nu credeți că ar fi trebuit găsit o soluție, măcar în perioada asta, să nu faceți copiii să facă, nu știu, sunt un kilometru, doi, sunt unii care stau aproape de pădure până unde vine microbusul. Îți îngheață ție ca adult, ca adult fața. Nici măcar în perioada asta, totuși, domnul viceprimar, dumneavoastră a spus că merge microbusul pe vale. Nu merge, sunt în jur de 70 de copii, deci nu s-a spus acolo pe vale. Dacă îmi permiteți, microbusul pe vale a mers până la... când a intrat școala de obicești în reabilitare. Și de ce merge până la prensul, deoarece nu ne putem încadra sau vin copii la școală, la timp. Bun, să trezești la coseră cu o oră mai înainte, ci... Dar spune ce aduci copilul cu o oră și jumătate la școală, nu ai cum. Poftim? Deci nu ai cum să aduci copilul cu o oră și ceva la școală mai aici. Să-mi țin plumă, ce dracu, dacă ar da astea fără mea, dacă ar fi copii. Una la mână, a doua la mână. Asta e neglijență total. Neglijență de stat. În cercul la Dragul și goale. Pentru că părinții de pe vale vin cu mașinile și aduc copiii. Să n-au soluție, faci ședință și spuneți-le, că asta a spus. Nu le iau mașină, dar nu poți să mașină, să-i aduc domnul. Deci vreau să vă spun un singur lucru și poate voi fi... Trebuie căutat o soluție să meargă până la... Voi fi greșit. Trebuie să fim noi ca consilieri, măcar bunul simț să-l avem, să dăm mâna asta de ajutor pentru copii. Că Gașca nu vrea, nu vrea, dar măcar noi ca consilieri să facem noi o faptă bună în 4 ani ca consilieri. În restul n-am făcut nimic, vă spun zice. Ca consilieri n-am făcut nimic. Măcar noi consilieri să luăm decizia asta,
să hotărâm prin hotărârea noastră să meargă micropusul până acolo. Da. Da, da, domnul, dacă dumneavoastră erați și stăteați acolo pe vale, vă convenea să veniți, făceați naveta la școală? Făceați. S-a făcut naveta. Păi da, s-a făcut jăturici, ce râdeți? Nu, nu râdeți, că-s foarte concrete care copiii... Microbusul trebuie ca, trebuia ca să... Păi care trebuie? O reparație la un microbus pe un an de zi nu se poate face, un sute de milioane? Au fac, am... Păi faptul de două milioane. Sunt atâția bani care se pierd. Nu este. Este vorba. Deci este vorba și nu avem cum să ajungem copiii să ne putem încadra cu ei la ore. Trebuie căutat o soluție, indiferent de orice, ce se găsește dacă se vrea. Deci o soluție se găsește. Nu se vrea. Doamnă, spuneți în Consiliul Local că nu mai putem. Deci eu am discutat cu părinții. Să vină de la pădure, nu știu. Păi făcăriți, pe părinți, păi șase, vine domnul, mai șase. Vă rog frumos, nu mai folosim băgați vorbe în gură că păcăriți pe ce? Dar dați o faptă bună. Ce faptă bună? Păi eu vă arăt pe viață, te urmă bine, v-ați mințit și cu un biletul ăla la școală care ăsta mi-e spus în serviciu. Atâta puteți să faceți să vă aveți poze și de-asta. Păi dar de ce? Păi dar ce vreți să arăt? Dovezi? Arătați vreo dovadă care face ceva. Vă rog frumos. Vă rog frumos, eu vorbesc frumos, nu știu că vorbesc frumos, vorbesc frumos, dar lumea s-a săturat de minciuni. Ce minciuni? Dar ce sunt? Mă grea și fapte. Deci 4 ani de zile putem rezolva o soluție de transportat niște elevi, copii, la școală, fiind mai departe. Da, deci asta vreau să vă rog, discutați cu părinții, că într-adevăr unii aduc cu mașina, dar nu toți au mașină. Am discutat cu părinții, au înțeles părinții. Păi nu știu cine v-a trimis de dumneavoastră anumite mesaje. Dar sunt 70 de copii în zona aceea care... Unde? Păi eu nu am mutat de școală 70 de copii, doamnă. Nu sunt dat de școală 70 de copii. Domnul Drecu, vă rog frumos să îl ascult următoarea ședință. Au zis toate efectiv la fiecare școală, cu fiecare clasă în parte. Dar clasa nu este relevant, pentru că nu știu cum sunt pe vale. Dar este foarte relevant, pentru că pe vale sunt 10 copii, doamnă. Nu sunt 10. Erau iar eu am făcut la feta 10 ani pe Valea la Drăgucești, pe jos și copiii venit pe jos și erau foarte, erau foarte frumos crescut și armonios. Alții au nebunit lumea asta cu microbuci și culoare scrie din fața porții. Eu știu că este greu sau este ușor. Vă spunem că astăzi primăria Hegegiu să ia decizia care o vor, că în toamnă au șansa fiecare să-și voteze din nou, luați pe alți primari sau luați pe consilier local. Este foarte greu să putem aduce un microbus școlar care să meargă în întreaga comună, facem copii, să ajungă la același program. Nu putem să ne facem programul școlar așa cum gândim noi, să aducem trei dintr-o parte, să aștepte 10 copii de la Brătirau, două ore jumate în fața școlii sau în școală, până când au aduce 2 copii de pe vale. Avem un singur microbus școlar din 2007 ca și an de fabricație. Are 20 de ani acel utilaj. Am închiriat un utilaj care ne ajută astăzi pentru că școala Drăgești a intrat în reparație și pentru că școala din Brătirea s-a închis. Nu din cauza primar, ci din cauza Consiliului Local. Lucru care se va întâmpla într-un viitor foarte și cu școala de la Bieleni, sau chiar cu școala de la Drăgești, chiar la caz este reabilitat. Dumneavoastră știți că în clasa 8-a la anul 5 copii la Bieleni, sau 9 la Drăgești, sau 2 în clasa 1-i? Sau nu intră nimeni la Bieleni, bravo! Că sunt aduși aici. Și atunci ce facem? Privăm un microbus școlar cu un șofer, cu combustibil, privăm 2 copii de la 3 km de pe vale, să vină la Hegegiu, să mergem de elevi, scumboară cu 2... Deci imaginați-vă... În locul la mașina de bătura, de ce aveți un microbus? Să știți că eu am văzut. Nu l-am văzut jos la școală. Mai aveți mașina de bătura? De 25.000 de euro, nu l-am văzut. O avem, facem pe vale, domnule. Pe unii pe vale, domnule. Unde, la școală, la serbați? Dacă ăsta a început campania, eu n-am început. Dacă a început campania, lăsați-o cum mai sunt. Așteaptă să vină în septembrie și atunci faceți. Faceți în circul atunci. Cu circul ăsta e trebuie să pun. Dar și eu sunt să pun, să vă zic. Veniți cu soluții reale. Dar vă mașină de mătura, cum o să investiți, ce faceți? Pentru că aceia te-a cumpărat cu banii. Dar dați-o cu bine, nu am văzut. La frigal. La frigal. La frigal. S-a finalizat proiectul de la Brătila. Da. Joi la ora 11 semnează contractul. Firma câștigătoare este o asociere de firme, în mare parte din Onești, lider de asociație, o firmă care se numește Lira Construct, dacă nu înșel, sau legal, Lira. Gironap. Da, Gironap, Electrofanex, nu mai știu ce. Eu chiar am fost bucuros că au câștigat cei din zona noastră, pentru că am garanția și certitudinea că se va finaliza lucrarea, sau că va fi mult mai ușor să o fac o firmă de la Onești decât o firmă de la Pisa de Sărbă, nu știu unde. Deja am fost în teren cu domnul inginer, nu știu cum, cu bă, Cioi, Bănilă, bă, nu fi de scap acum. De-am, vor să facă niște foraje pentru a vedea calitatea apei, să știe exact stații de tratare, pentru că noi acum suntem în fază de proiectare cu execuție în numai în stații.
sperăm ca undeva la 1 aprilie, în primăvară, să înceapă efectiv lucrarea. Până atunci, două luni zile va însemna doar partea de răzutare, lucrări și alte... La fel și la Drăgugești și la de aceeași spate. Da. Să știți că eu mai aveam un punct, dar mai trebuie. Vă rog frumos. Da, apropo de apă, despre asta vreau să mă întreb. De fapt, nu vreau să mă întreb, vreau să vă rog, domnule primar, în condițiile în care Sfânta Dumnezeu să se implementeze acest proiect de alimentare cu apă la Brăchila. Vă rog și insist pentru a treia, a patra oară, nu mai știu cât. Prevedeți în buget niște bănuți pentru refacerea surselor de apă existente. Deci, Brăchila... Vă rog frumos să-mi dați undeva soluția legală. Să curățați fântânile care sunt, cum, să curățați cișmelile care sunt, să mai faceți niște fântâni și nu doar în Brătila. Dați-mi soluția legală, sunteți și jurist, atunci primarul este contract de lucrări fântâni, adică cum? Cum? E o proprietate a Consiliului Local cu fântâna respectivă sau sursa de apă? Pot să fac eu lucrări pe un teren care nu este al meu? Nu domeniul public. Fântâna aceea este privată. Primăria Helegiu nu are fântâni publice, nu are rețele publice în afară de cea de la Dălugești de Electric. Tocmai m-a spus, faceți 2-3 fântâni pe domeniul public. Cum adică? Cum să fac fântâni? Eu am fântână în grădină. Cum să fac fântână? Nu știți cum se face fântână? Cum să fac lucrare în domeniul public dacă eu trebuie să fie domeniul privat acolo? Privat al Consiliului Local. Îl trecem din public în privat. Nu știu dacă e de bani. Cum să nu, dar nu așa să cum? Și nu mai, și nu mai la Brătila. Deci o să dureze 3 ani de zile și nu mai din aprilie. În cel mai bun da. O să vedem bugetul în februarie și ne împărțim împreună aici. O să fim cu, nici nu fac bugetul decât cu dumneavoastră și chiar vă invit să veniți la o ședință dinaintea bugetului să discutăm, ca să nu ne facem din râs aici în fața televizorului, ceva de oameni bine cu ei. Așa. Și n-am nicio problemă să ne facem împreună. Și dacă găsim resurse să facem două fântâni și identificăm și locul în care îți dăm de apă, sunt de acord. N-am nicio problemă. Cât bani s-au cheltuit la de lemn pe teste? Câte sute de mii de lei? Pe furaj. Când se vedea chestia? În ultimii 3 ani n-am făcut niciun furaj avem. De suprafață sau de... A trecut sute de mii în buget, da? Deci nu am făcut niciun furaj de lei în ultimii 3 ani de zile. Nici măcar încercări. La teren au fost trecuți bani în buget pentru achiziția celor două terenuri. S-a achiziționat doar unul, urmează să achiziți și celălalt. Din păcate, sursa aceea este din ce în ce mai scăzută și încă ne gândim dacă merită acea investiție, pentru că dacă continuă să zice asta, nu se merită, din punctul de vedere. Am emoții, nu vă ascund, chiar dacă e o luptă cu mine, într-un fel sau altul, legat de apa de la Brătila, vis-a-vis de sursă, chiar dacă am zis-o cât am putut spre Tasloc, pentru că m-am gândit acolo în pânza freatică, cea mai sus și poate reușim să avem apă suficientă. Am încă emoții, m-am prins un lucru care sper eu și dacă nu mai fi eu de la anul să fie altcineva, dar măcar să țină cont ca acele surse, de acea surse sau acea rețea de apă făcută în Brătila și canalizare la Drăgugești să fie așa cum trebuie făcută, cu branșamente și cu raporturi de la început prinse în proiect, pentru că am prins în proiect 500 de raporturi și de branșamente. Și vedem ce se va întâmpla. Vis-a-vis de câteva fântâni să facem, sunt de acord, identificăm 2-3 zone în care se facem 2 fântâni. Că fiecare sat are nevoie de lui, apă menajeră. Îmi pare rău că nici consilierii din Brătila nu m-a spus cu Elena. Am spus de atâta ori, chiar nu se puteau face niște fântâni în Brătila. Ați avut 12 ani. Tu dai apă la vecini de cât? 100 de metri, nu? Dai apă la Brătila, spune-le. Da, corect. Este așa sau nu este? Da. De unde iau apă? Deci am cumpărat apă plată, n-ați avut 12 ani la reconstrucție și n-ați făcut nimic la Brătila și nu faceți doar decât gargara, ca să știți, vis-a-vis de aia. Deci eu sunt plecată 8 ani de la primărie, domnul primar, da? Nu, ați fost 12, n-ați lăsat nimic, nu mai trați aia până sat, n-ați lăsat nimic. A fost un proiect gândit pe genunchi în 2007, ca și cel la Drăgălău și să bate lumea și sat cu sat din cauza că i-ați băgat un piste auto acolo, nu-ți nu nimeni în cont cum sunt de branșamente, unii făcut izvorul, unii făcut rezervorul, terenul cui e făcut, câtă apă există ca să poată duce la două sate. Proiectul pe care l-ați gândit dumneavoastră atunci, nu știu ce filozofi, trebuia să ia apa toată din Helegiu, să duc la Brătila. Și știți foarte bine că asta e realitatea. Trebuia să duceți prin Vârsănești o hodă de apă de la Helegiu și una la Drăgugești pentru toată felca. Era un SF. Dar lăsați-l așa. Așa, azi vorbim era la... un SF care a funcționat, domnul primar, și care din SF-ul ăla trei sate au apă. Din SF-ul
cum a funcționat TF-ul la plătire, dacă nici măcar din 2011 nu a fost autorizat de construire pe acel proiect? Proiect a fost și îndrăgătit și de legi și de în 2011 n-a avut autorizație de construire pe apă. Deci a funcționat proiectul. Nu, a fost, și dacă a fost atât de prost, de ce ați apelat la același proiectant pentru documentația tehnică? Înțeleg că nu, documentația tehnică e făcută la Iași, cred că e o firmă care se numește cum? Nu știu cum se numește. Da, e o firmă de la Iași. Nu, proiectare va fi făcută de o firmă. Da, proiectare. Dar SF-ul cine l-a făcut? SF-ul face mulță, l-a făcut mulță. Deci da. Același proiectant. Nu e același proiectant, dar l-a făcut general proiect. Altcineva. Și a uitat ce l-a făcut. Nu, da, nu deci nu sunt bune, dar tot acolo vă duceți. Lăsați să fie a noastră mai puțin, că bunii lasă și facă treabă. Eu mă bucur, dar vă rog, aveți în vedere că până la finalizarea acestor proiecte este o problemă acută. Și încercați să găsiți niște soluții de avarie, măcar așa cât de cât să mai duc omul să-și mai ia cu butoiul, să aibă pentru câteva zile să dea apă la păsări. Mulțumesc! Da. Acum se dezbate, se face din zanjă.